Un avion al poliției din Indonezia a dispărut de pe radare în timp ce se îndrepta către insula Baram. La bord se aflau 15 persoane, despre soarta cărora nu se știe nimic. Martorii au auzit o explozie înainte de prăbușirea avionului. Au fost găsite cadavre și scaune plutind pe mare, a declarat comandantul bazei navale. Aparatul de zbor s-ar fi prăbușit în apă, iar mai multe rămășițe au fost deja reperate de echipajele care participă la operațiunile de căutare. 4 nave ale poliției din Indonezia, precum și nave ale marinei, sunt implicate în căutările epavei. Cel puțin 38 de persoane au murit în două accidente produse în mine din China, anunță autoritățile locale. În primul accident, autoritățile au confirmat vineri seară moartea a 21 de persoane. O explozie a avut loc într-o mină de cărbuni dintr-o provincie nord-estică, a transmis agenția oficială China 9. Deflagrația s-a produs la mina privată Kitahe. Sâmbătă, într-un alt accident, 17 persoane au decedat în urma unei explozii produse în regiunea chineză Mongolia Interioară. Alți cel puțin 10 mineri sunt dispăruți în urma acestei explozii. Un individ înarmat cu un pistol a sechestrat 7 persoane vineri seară în sediul unei agenții de turism din capitala Franței. Potrivit ziarului Le Point, ostaticii au fost eliberați, dar agresorul a reușit să fugă, deși în zonă erau sute de agenți de poliție. Forțele de ordine au intervenit în agenția de turism, unde se desfășura luarea de ostatici. Au găsit 6 angajați nevătămați, dar în stare de șoc. Autorul luării de ostatici a reușit să fugă și este dat în urmărire, au transmis autoritățile din arrondismentul 13 al Parisului.